În jur de 150 de medici s-au întrunit în data de 19 noiembrie la Conferința Națională a Medicilor Creștini cu genericul Valori Răsturnate în Practica Medicală. Evenimentul a fost organizat de Societatea Medicilor Creștini Emanuel. Genericul conferinței de astăzi este Valorile Răsturnate în Practica Medicală și ne bucurăm că astăzi putem uni medicii creștini din întreaga țară la acest eveniment deosebit și important. Cred că vremurile în care trăim, cu atâta confuzie și cu atâta lipsă de discernământ, de umbrire a adevărului și lipsa verticalității, ne-a făcut ca să ne gândim că e timpul să revenim la adevărul primordial, la adevăratele valori și principii care trebuie să stea la baza activității medicale a unui medic creștin. Invitatul special al conferinței a fost Cătălin Cârstoveanu, conferențiar, doctor neonatolog, șeful secției de terapie intensivă nou născuți a Spitalului Marie Curie, București. Da, și eu am fost la multe conferințe de felul acesta, cu tematică spirituală și profesională, și am văzut ce înseamnă voluntariat, am învățat ce înseamnă să lucrezi fără să ai o țintă specifică financiară, doar pentru că Dumnezeu ți-a pus pe inimă, doar pentru că îți iubești semenul, că ții la comunitatea în care te-ai născut și trăiești, este extrem de important și mai ales când lucrurile vin din Dumnezeu, este o valoare foarte aparte. Cred că valorile nu sunt răsturnate, de fapt. Cred că noi le răsturnăm în viețile noastre. Valori răsturnate nu există și așa cum Mântuitorul vorbește despre faptul că El este ceresc și nu este din lumea aceasta, doar asta cred că trebuie să fie valoarea noastră și ținta noastră și să privim la lucrurile cerești și să le transpunem aici pe pământ. Cred că asta este de fapt răsturnarea minților noastre de uneori, care atât de împământeniți suntem și atât așa ne umplem mâinile cu pământul lumea acestea, cu lucrul lumea acestea și uităm de fapt valorile cerești aproape întotdeauna. Asta cred că este cel mai important. Desigur că avem foarte multe confruntări. Una, de exemplu, la ora 2-3 trebuie să părăsești spitalul, că așa este, nu? Și dacă este un pacient critic sau cu probleme grave, pleci acasă că s-a terminat programul, nu? Ce faci? Și te uiți la pacient sau te uiți la program sau la familia care te așteaptă sau că ai fost de gardă o zi sau poate două. Eu cred că trebuie să fie un echilibru important și, da, cel mai frumos lucru, când te gândești la parabola Mântuitorului, când El spune, ok, să-L iubești pe Dumnezeu cu tot sufletul tău, cu toată gândirea ta, cu toată cugetarea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei, cum să faci? Și mai ales când spune Mântuitorul, du-te și fă la fel. Cum să faci lucrul ăsta? Este depresie totală. Cum să faci lucrul ăsta fără să, ca Dumnezeu să ia viață în inima ta? E greu să faci lucrul ăsta. Trebuie să ai o motivație excepțională ca să poți să faci lucrul ăsta zi și noapte și foarte greu fără Dumnezeu. Medicii creștini au chemarea măreață de a pune în ordine ce este dezordonat și să facă adevărul să triumfe, principiile biblice să fie pârghiile de bază în practica medicală, iar ființa umană să fie tratată cu mult respect, empatie și dragoste. Din experiența acumulată în anii precedenți, organizarea unor așa conferințe care are o conotație și profesională, academică și spirituală este foarte importantă pentru orice medic, inclusiv pentru tinerii medici, rezidenți și studenți care sunt invitați, deoarece aici sunt reflectate nu numai întrebări pur științifice, medicale, dar se pune accent pe importanța unei relații vii cu Domnul. Pentru că un medic adevărat de succes poate deveni numai acela care înțelege care este sursa, originea tuturor problemelor de sănătate și care parvin desigur din starea de omului care o are fie că de păcat sau poate consecințele unui păcat. Și atunci când medicul înțelege lucrul acesta, el poate altfel să se raporteze la tratament, la mecanismul de funcționare acestei maladii și la ajutoarea omului. Și apoi asta îl face pe medic să înțeleagă că nu totul este posibil pentru el de a face față la încercările și problemele vieții, ci poate apela la Dumnezeu după ajutor. Orice conferință este o
oportunitate pentru a face un schimb de experiențe, pentru a ne încuraja unii pe alții, pentru a zidi noi relații, noi poduri, pentru colaborare, dar e frumos să cunoaștem ceea ce se face și în alte domenii, da? Deci ceea ce ține de neonatologie, ceea ce ține de alte domenii medicale, dar cel mai frumos este conlucrarea medicilor creștini atunci când cunoaștem că avem niște valori deosebit de importante, da? Deci avem, mai ales în contextul acestei conferințe, când vorbim despre valori răsturnate, să vorbim despre misiunea cea mai importantă a medicului creștin, când pe primul plan stă pacientul și atunci partea cea mai frumoasă a lucrurilor este să îmbinăm cunoștințele medicale cu cele spirituale și să încurajăm pacienții pentru o viață sănătoasă fizică și a sufletului. Niciunul dintre noi nu este perfect sau nu cunoaște lucrurile în întregime și atunci când ne întâlnim cu colegi care au în anumite domenii, să zicem, mai multă experiență, au cu ce să ne împărtășească, atunci creștem împreună. Putem împărtăși ceea ce avem noi cu ei și pot împărtăși ei ce au ei cu noi. Și atunci beneficiem de ambele părți. De asta și organizăm ca și Societatea Medicilor Creștini anual astfel de conferințe. Pentru că se leagă relații și se obține mai mult cunoștință, înțelepciune în a ajuta pacienții. Conferința Națională a Medicilor Creștini este organizată anual. Evenimentul s-a desfășurat în Chișinău, în incinta Bisericii Sfânta Treime.